Pentru Nicolas, care duminică își serbează și ziua onomastică de Sfântul Nicolae, acesta va fi și primul Crăciun. Așa că mămica și mătușa l-au pus în cărucior și au pornit la cumpărat globulețe și ornamente pentru pomul de Crăciun. Va urma imediat și bradul pentru ca micuțul să aibă sărbători de poveste. Brăduleț pentru al mic. Globulețe? Să facem globulețe, betele. Facem pom de Crăciun, e normal, ca în orice familie. Asta e bucuria noastră, nu? Cei mai mulți cumpărători se interesează deocamdată de ce vor pune în bradul de Crăciun și de cadourile pe care le vor oferi nepoților, cum este și cazul acestor bunici. Pe vremuri se făceau coșulețe din astea artizanal, din hârtie creponată și din carton. Ce vă? Nu se foloseau atâtea sintetice. Din astea toate decorațiunile erau mai naturale. Vă pregătiți să cumpărați ceva? Am cumpărat, după cum se vede, cadou. Vine și continuare, vine întâi Sfântul Nicolae, Moș Nicolae. Ce s-a vândut foarte bine până acum? Pot să spun că în top au fost decorațiunile de Crăciun și jucării. Jucării în special, copiii se bucură foarte mult la jucării. Brazii naturali nu au ajuns deocamdată în piețe, ci doar în magazinele de bricolaj. Reprezentanții acestora spun că vânzările merg destul de bine, în special la cei plantați în ghiveci.